Da, v-am promis și puțin mai devreme și acum vă spun că vorbim despre Săptămâna Națională a Voluntariatului, ediția 13-a, ce debutează luni sub coordonarea națională a Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, însă informațiile vin direct de la sursă, mai exact de la Carmen Marcu, director de comunicare Provobis, care este în legătură directă chiar acum cu noi. Bună, ne auzi? Da, vă aud. Bună seara! Mă bucur foarte mult pentru că am reușit să ne auzim într-un final. Carmen a fost și la ONG Fest, a fost foarte prinsă, dar n-am lăsat-o în pace pentru că e important să vorbim despre săptămâna viitoare, în care România se recrează prin voluntariat. Înainte să vorbim despre evenimentul propriu-zis, te-aș întreba, Carmen, o țară poate funcționa fără acțiuni de voluntariat? Cred că în zilele noastre nu. Asta pentru că suntem o populație în continuă creștere, pentru că nevoile noastre sunt foarte diverse, statul nu face față, multe dintre servicii sunt asigurate de către organizații care implică voluntari și au nevoie de voluntari ca să schimbe ceva și să asigure bunăstarea până la urmă a locuitorilor. Și cred că până la urmă avem nevoie să facem lucruri noi ca oameni care să ne schimbe, să ne dezvolte și spiritual și personal, să ne mențină în nebunia asta care de la zi la zi parcă și avem un ritm și mai alert de viață. Practic, voluntariatul e o formă de a educa oamenii? Cu siguranță, cu siguranță, și cred că asta este și un mod prin care noi încercăm să ajungem la oameni cât mai mult. Prin educarea maselor, deodată, aș putea spune, pentru că noi avem nevoie să, pe de-o parte, să mergem către școli, instituții de educație care să propage lucruri legate de voluntariat, conceptul de voluntariat, ce se poate pune în practică, dar totodată să lucrăm și cu părinți, cu adulți care poate nu au avut ocazia până acum să facă voluntariat și să să-i convingă și pe ceilalți și să fie și alături de copiilor atunci când o fac. O să ne întoarcem la Săptămâna Voluntariatului. Recrează-te prin voluntariat, este sloganul vostru. Ce înseamnă mai exact această Săptămână a Voluntariatului? Săptămâna Națională a Voluntariatului este deja o tradiție. Este a 13-a ediție în acest an. Provobis a inițiat și sprijină anual prin promoționale, prin calendarul național de pe www.voluntariat.ro și în fiecare an avem un nou mesaj legat de voluntariat. Anul acesta am zis acest cuvânt, recrează-te, cu dublu sens. Pe de-o parte, relaxează-te, dă-ți un moment pentru tine care să te readucă așa către lucrurile importante pentru tine. Și în același timp să fii un element poate nou sau un element care să te completeze, să te recreezi de la a te crea și a te recrea totodată prin faptul că te vii mai bun, că ajutând afli lucruri noi despre tine, dar și despre ceilalți. Cam ăsta este mesajul nostru. Ce se întâmplă practic în această săptămână? În această săptămână, organizații, instituții de învățământ, instituții de stat sau chiar și companii propun și pun în practică activități de voluntariat sau despre voluntariat sau promovate voluntariat. De pildă, școlile, grădinițele și liceele aleg să facă foarte multe sesiuni de informare cu elevii, cu părinții sau chiar să pună în practică acțiuni ecologice sau donații pentru vârnici sau copii cu nevoi speciale. Dacă stăm să ne uităm către organizații, organizațiilor cum au o sumedenie de activități, de la cele ecologice, de îngrijirea vârstnicilor, meditații pentru copii, lucruri recreative pentru copii, mers în școli și așa mai departe, oricum fac în fiecare săptămână foarte multe activități, dar acum le dedică pentru această săptămână. Și companiile au chiar o zi dedicată a lor, este Ziua Internațională a Voluntariatului Corporativ pe 16 mai și câteva dintre companii vor pune în practică alături de organizații care au nevoie, vor veni cu forțe noi, cu angajați ai lor care vor ieși de la muncă, din câmpul muncii, într-o zi de vineri, special să doneze din timpul și abilitățile lor să facă activități de voluntariat.
Așadar, aceasta este o modalitate prin care companiile se pot implica în astfel de inițiative, să-și ia angajații și să desfășoare acțiuni de voluntariat în timpul programului, dacă înțeleg bine. Exact, în timpul programului, practic, este voluntariat sprijinit de angajator. Voluntariat care este aprobat de managementul superior, îl propagă în companie și încearcă să ofere un pic mai mult angajaților lor, să-i fidelizeze, practic, oferindu-le această ocazie. Până la urmă, cei care lucrează au același program ca și alte organizații și este destul de greu pentru ei să facă voluntariat după programul de lucru, când oricum ești foarte obosit, sau un weekend când ai vrea să stai câteva clipe de relaxare pentru tine. Și de aceea încercăm să cooptăm cât mai multe companii sau firme sau chiar și IMM-uri care să facă voluntariat cu angajaților o dată pe an, nici nu trebuie mai mult, și implicarea nu o măsurăm în ore, în zile. Cred că mai degrabă contează calitatea și modul în care dăruiești lucrul pe care îl faci. Din ce ai observat tu, de la an la an, există mai multă implicare din partea companiilor? Cu siguranță există mai multă implicare și aș putea spune că firmele mai mici încep să se dorească, și să spun mai mici, cu 10, maxim 20 de angajați, își doresc să facă cel puțin o dată pe an voluntariat și vin la noi, ne întreabă ce li se potrivește, ce tipuri de activități, ce organizații cunoaștem și au ocazia să spună în ce le-ar plăcea lor să se implice, de cele mai multe ori să lucreze cu copii sau acțiuni ecologice sau chiar și acțiuni mai activiste, aș putea spune, de deschimbare a lucrurilor în mediu și așa mai departe. Deci, cu siguranță, sunt mult mai multe de la an la an. Bun, înseamnă că eu trag o speranță că voluntariatul poate să fie la modă, ca să mă duc puțin în... Eu cred că este la modă, nu se vorbește poate încă atât de mult pe cât ne-am dori, însă eu așa, și de la firul ierbii, dar și lucrez cu instituții mari de stat, guvern, parlament, pe modificări ale legii voluntariatului, observ că se vorbește de tot foarte mult, avem și sprijin uneori, chiar și din partea mass-mediei, și aceasta este o dovadă. Și cred că cine vrea să afle că poate să se implice, o poate face. Și încercăm să promovăm pe cât posibil. Zilele acestea este ONG Fest în Herăstrău, apoi urmează în toată țara cu peste 300 de activități, o săptămână întreagă oferită de către organizații, cam 200 la număr sunt deja înscrise. Deci lumea se implică, însă pare că nu o facem atât de răspicat, de spus foarte des în public. Ai menționat ceva de implicare și aș vrea să punctăm puțin mai concret cum ne putem implica noi, oamenii, în această săptămână a voluntariatului. Este foarte simplu. Intrați pe www.voluntariat.ro, faceți la secțiunea Săptămâna Națională a Voluntariatului și dați click pe Participă și tu. O să vă apară un calendar și câteva secțiuni pe care să le completați în funcție de ce filtre vreți să puneți. De exemplu, București, ziua de joi, da? Care este 15 mai. Și puneți acolo filtru și o să apară toate activitățile care se întâmplă în București în ziua de 15 mai. Apoi veți vedea, citindu-le, că unele sunt deschise pentru public, altele nu, pentru că probabil nici nu au spațiu, nici materiale suficiente pentru toată lumea. Deja s-au înscris cei care trebuiau să se înscrie. De aceea nu sunt deschise pentru public. Dar cele deschise pentru public, cu mare drag și cu vă spun să vă îndemn să mergeți acolo. Perfect. Carmen, îți mulțumesc foarte mult pentru că am vorbit aici la Radio Links despre Săptămâna Voluntariatului. Mulțumesc și eu. Mult succes în continuare și să auzim de cât mai multe acțiuni de voluntariat. Așa să fie. Îți mulțumesc frumos, o zi frumoasă sau o seară frumoasă să ai în continuare. Da, mulțumesc la fel. La revedere! Da, și eu îmi iau la revedere de la voi chiar acum. Am depășit puțin spațiul de emisie, dar cu un motiv foarte bun spun eu. Vă dau întâlnire și mâine aici pe radiolinks.ro de la ora 17 până la ora 20. Petrecem împreună 3 ore, așadar pe mâine. Pa, pa!